Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal Curta Domnească Târgoviște, invită publicul în perioada 21-28 iunie să descopere povestea ei, expoziție etnografică organizată la Muzeul de Artă din Târgoviște. Aici vor fi expuse ei autentice din județul Dâmbovița, Runcu, Voinești, Pucioasa, Mesteacă, Moren, Târgoviște sau Pietroșița, dar și din alte zone etnografice. Anul acesta, pe lângă obiectele din patrimoniul Muzeului Târgoviștean, expoziția va fi completată și cu piese donate, respectiv covoare tradiționale muntenești de o valoare deosebită. Costumul popular femeiesc din Dâmbovița aparține zonei etnografice a Munteniei, unde predomină fota ca element reprezentativ. Costumul popular bărbătesc specific zonei Dâmbovița este format din cămașă populară bărbătească, ițari, căciulă și opingi. Toate piesele expuse sunt realizate din pânză de bumbac mătase și cânepă. Decorul iilor este foarte variat, compus din motive geometrice și florale stilizate, aplicate pe mâneci, pe față, cu altiță, râuri sau placă.